După o pauză de 3 luni, dosarul Culioca a revenit pe masa magistraților de la Curtea Supremă de Justiție, doar că imediat a fost pusă din nou pe pauză. Motivul este că între timp președintele completului de judecător, Anatolie Țurcan, a fost demis de CSM. Acesta urmează să fie înlocuit, dar numai după ce va reveni din concediu. La doar câteva minute după începerea ședinței în dosarul Culioca, aceasta a fost amânată. Astăzi urma să continue ședința cu un alt complet de judecători, după ce președintele completului actual, Anatolie Țurcan, a fost demis după nepromovarea vetting-ului. Doar că Țurcan și-a luat concediu, iar decizia CSM de a-l demite va fi pusă în aplicare abia după revenirea sa. Din cauza că președintele completului este în concediu anual de odihnă. Domnul Țurcan se află în concediu. Respectiv, când va avea loc următoarea? Conform agendei data de 16 septembrie, dar din ce ne-a comunicat azi un alt magistrat, inclusiv până pe 16, domnul Țurcanu se află în concediu și respectiv, probabil că ședința din 16 tot poate să nu aibă loc. Dosarul Culioca a fost inițiat în primăvara anului 2020, iar în 2022 a fost trimis în judecată. Igor Dodon este învinuit că ar fi pretins aproape $1 milion de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Yaralov pentru a negocia cu Moscova, în calitatea sa de președinte al Republicii Moldova, condiții favorabile pentru Partidul Democrat și Plahotniuc, privind crearea unei coaliții de guvernare între democrați și socialiști. Principala probă în dosar este o înregistrare video făcută în biroul fostului lider PD, unde lui Dodon îi se oferă o sacoșă în care se presupune că ar fi fost bani. Toți cei vizați pledează nevinovați. Igor Dodon este primul președinte de țară judecat pentru o infracțiune comisă în perioada în care își exercita funcția. Din acest motiv, dosarul a fost trimis direct la Curtea Supremă de Justiție, singura instituție competentă să examineze cauzele penale pe numele unui șef de stat. Igor Dodon mai este vizat în alte 2 dosare penale, ambele comasate și examinate în primă instanță la judecătoria Chișinău. El este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu de către o persoană cu funcție de demnitate publică în interesul unui grup criminal organizat în dosarul denumit generic Energocom și de utilizarea unui document oficial fals.